Asculți Eu Sunt la Radio Terra Nova. Pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Camelia Buligoana, psihoterapeut, și vă prezint emisiunea Eu Sunt la Radio Terra Nova. Această emisiune vă oferă resurse, înțelegere, motivație, sens și semnificație pentru cunoașterea și evoluția sinelui și pentru o viață trăită conștient. Invitatul meu este Peter Ciobo. Este o mare plăcere și onoare să mă întâlnesc cu Peter după o zi lungă în care el a venit direct de la Oradea în studioul Radio Terra Nova de la București. Îți mulțumesc, dragă Peter, pentru prezența ta luminoasă și inspirată și pentru ceea ce urmează să ne spui din propria ta trăire și experiență de viață. Bine ai venit! Mulțumesc frumos și îți mulțumesc din suflet, Camelia, pentru invitație. Am acceptat cu drag și abia aștept să petrecem câteva minute împreună. Este minunat, îți mulțumesc și este o surpriză și o nerăbdare pentru mine și tema pe care ne-am propus noi să o dezbatem este despre supraviețuire și evoluția ființei umane. Înțeleg și din ce am citit, din informațiile pe care mi le ofer pe site-ul tău și din activitatea ta, că ești un promotor al evoluției și al dezvoltării, al creșterii, al evoluției ființei umane și pe care tu o vezi din mai multe perspective și energie, informație, cunoaștere. Și de aceea îți propun să începem cu aceste aspecte, să ne spui omul. Ce este omul, de fapt? Primul eveniment care mi-a marcat viața, la vârsta de 8 ani, părinții mei mi-au dus la un psiholog. Da. Și i-a spus psihologului, faceți ceva cu acest copil pentru că e un copil rău. Și răspunsul psihologului a fost, copiii răi nu există, doar părinți nerăbdători. Eu aș spune, Peter, că nu suntem oameni răi, niciunul dintre noi, avem doar comportamente neadecvate și, de fapt, nu suntem suficient de mult iubiți. Nu suntem iubiți. Nu există oameni răi, există doar oameni neiubiți. Și noi ne dezvoltăm în relații, ne rănim în relații și ne vindecăm în relații. Și pentru asta oameni ca tine, ca mulți alții, sunt veniți aici să ne învețe, să iubim și să prețuim ființa umană. Da, este o afirmație care mi-a marcat viața, dacă a venit vorba de rolul de mamă, pentru că e un rol. Eu toată viața de la mama n-am auzit altceva decât că sunt un copil rău. Ești un copil rău, ești un copil rău și ești un copil rău. Și pe la vârsta de 24 de ani, când am conștientizat puterea acestor afirmații, dacă ajungi să le crezi, fie că vine din partea unei persoane dragi ție sau din partea ta, ca și credință, atunci se transformă în programe limitative și, într-adevăr, îți marchează viața și te blochează. Și, într-adevăr, rănile care le aducem în copilărie ne marchează viața pentru că acest copil, în diferite situații și forme, își cere dreptul. În civilizații mai avansate, înțeles că până la vârsta de 30 de ani oamenii și-au bifat nevoile și de la 30 de ani au început să se ocupe de evoluția sufletelor lor. Deci noi suntem suflete întrupate și nu un trup însuflețit. Acum, dacă suntem un suflet întrupat, atunci e foarte important ca prima dată să ne ocupăm de nevoile sufletului și apoi al corpului. Pentru că totul este energie. Și sufletul are o vibrație, și materia are o vibrație. Întrebarea este cât de densă este materie și cât de josă poate să fie acea vibrație. Frica este o vibrație ca energie, iubirea
necondiționată, este vibrația cea mai înaltă, care este alimentată de recunoștință. Deci dacă ești recunoscător pentru ceea ce ai, ceea ce ești, atunci această sursă, de fapt, îți acordă șansa evoluției să crești. Dar, sigur, și frica este o oportunitate. Vorbeam de subconștient înainte de emisiune. Și subconștientul este ca și o bibliotecă a noastră care avem acasă, dar în univers este o bibliotecă infinită. Și sigur că da, este comod să răsfăiești cărțile din subconștientul tău spunând nu curgerii, fluxului, câmpului, universului. Și rămânem potmoliți în crezul că oportunitățile se află în subconștient, în urma informațiilor care le-au acumulat în cursul vieții. Da, este o oportunitate, dar mintea fiind duală, noi am învățat să creăm din dualitate. Nu ne-a învățat nimeni cum să creăm din inimă. Tocmai pentru asta e important să coborâm din minte în inimă și să creăm din unitate. Pentru că tot ce creezi din dualitate te poate folosi și în favoarea omenirii și în defavoarea omenirii. Iar ce creezi din inimă și nu prin a forța lucrurile, ci prin a atrage lucrurile, pentru că toți suntem unul, se poate folosi doar în favoarea omenirii, în favoarea evoluției omului. Acum, cu subconștientul, cu mintea conștientă și cu mintea inconștientă, sunt foarte multe studii. Și supraconștientă, și mintea supraconștientă. Da, sunt multe studii, multe programe care ne învață. Cum facem să aducem din univers, tu ai zis, că e plin de oportunități, cum facem noi oamenii să ne raportăm la legătura noastră cu universul, cu puterea vastă a acestuia și să ne creăm oportunități? Eu cred că cea mai mare minune a omului este faptul că se poate auto-observa și poate conștientiza. Dacă tu reușești să-ți observi gândurile și să-ți observi emoțiile și să nu te identifici cu ele, să fii un observator neutru al lor, atunci nu te identifici cu aceste roluri. Dar sigur că da, ego-ul de multe ori intervine și pierdem această legătură. Noi funcționăm pe baza credințelor. Ce este credința? Spunea Greg Braden, credința este căsătoria dintre gând și emoție. Gândul vine din chakrele superioare, iar emoția din chakrele inferioare. Și ele se întâlnesc și simt acum în chakra inimii. Și când lângă un gând repetat conectez o emoție, ea începe să materializeze. Emoția se duce către gând, iar gândul creează alte emoții și stări și senzații corporale care ne determină comportamentele. Da, noi am fost învățați să credem. Să credem în lucruri de ce n-am fost convinși, pentru că ni s-a impus, sau credem pentru că am trăit deja o viață și asta avem ca semn vital, ca experiență propria noastră viață. Aș îndrăzni să specificăm, să devină clar pentru oricine ne ascultă ce înseamnă acest credem. Mm-hmm. Pentru că de multe ori este doar în imaginația noastră a crede. Nu există, de fapt. Da, credința este o amprentă. Credință este, în punctul meu de vedere, altceva. Deci fie ai o credință limitativă, care poate odată ți-a servit, dar acum clar nu-ți mai servește, da? Și te încurcă și poate faci și rău și ție și altora cu ea, dar credința în puterea ta, în puterea unei forțe superioare care îți este resursă, este cu totul altceva.
Ai vrea să vorbești, de fapt, ce înseamnă acest a crede? Da. Ca să încep, noi învățăm prin imitație și copiere. Și foarte greu ne putem rupe, de fapt, de acest sistem de învățământ în care noi am învățat prin copiere și prin imitație. Da, sunt avantajele copierii și imitației, dar la un moment dat trebuie să te descoperi care este amprenta ta personală, care este stilul tău, care este visul tău, care este povestea ta de viață și să fii, devii un co-creator cu creatorul. Dacă repetăm de suficiente ori un gând și o emoție, atunci, într-adevăr, ea își lasă amprentă în subconștient și oreța neuronală va susține. Vorbeam de credința fricii și de credința iubirii. Să nu vorbesc de partea religioasă sau de partea credinței în religie, pentru că acolo... Cum vrei tu? Pentru că acolo deja s-a pierdut credința, esența și se pune accent pe ritualuri. Dar m-aș întoarce înapoi la acest gând, emoție ca și credință, pentru că absolut toate trăirile, gândurile repetate, încărcate cu emoție, sunt în subconștient. Iar dacă noi am fost obișnuiți să creștem prin a fi pedepsiți sau prin a fi înfricoșați, atunci noi avem o credință limitativă pentru că subconștientul nostru este setat pe credința fricii. Iar frica în sine, într-adevăr, ascunde niște oportunități, dar oportunități limitate care îți asigură doar supraviețuirea. Da. Spuneai la început că atunci când erai copil, ți s-a spus mereu că ești un copil rău. Poți să-mi spui acest lucru? Ce a dezvoltat în tine? Ca emoție sau ca și credință limitativă care te-a sabotat? Nesiguranță, lipsă de încredere de sine, îndoială care a fost nu numai dezvoltată în familie, ci și în societate. Adică să mă îndoiesc de puterea mea și să renunț la puterea mea, să dau altora puterea mea, să facă cu mine ei ce vor. Și sigur, trebuie să ne luăm înapoi această putere cu care am fost înzestrat și să dezvoltăm o viață preventivă pe toate planurile vieții, fie socială, economică, familială, relaționară, încât să nu ajungem până în momentul să fim nevoiți să tratăm. Mm-hmm. Peter, tu ești scriitor, ești pictor și un talentat terapeut spiritual. Ai scris o carte. Magia există în tine? Sau, am scris 3 cărți, ultima carte. Și pe care o vei lansa astăzi seară, în evenimentul de astăzi seară, 7 aprilie. Chiar aș vrea să specific să rămână asta în memoria noastră. Ce te-a îndemnat să scrii această carte pentru noi? Mi-a fost ușor pentru că înainte am scris 2 cărți deja și unul dintre scopurile și harurile, darurile mele este scrisul. Timp ce scriu, simt că creez și nu numai că sunt într-o fericire continuă, dar mă face să și uit de timp. Dacă m-ar întreba cineva ce înseamnă să-ți descoperi misiunea, e foarte simplu. Deci dacă faci o activitate și te încântă, te bucurești fericit timp ce o faci și face să uiți de timp, înseamnă că ai harul tău, darul tău. A treia carte s-a născut printr-o revelație. La ora noapte m-am trezit și pe noptieră era un greu în cerfie și am scris trecut plus prezent este egal viitor. Sigur, înainte, timp ce pictam, noua ne-am pictat, în vecinul meu a stat un pictor și am frecventat foarte mult atelierul lui. Am studiat foarte mult studiile lui Leonardo da Vinci și am dat seama că proporția de aur șirului Fibonacci este prezent fie în mod artificial deja în structuri și în arhitectura marilor constructori din trecut, dar s-a inspirat din univers și din natură, pentru că indiferent că este vorba de o floare sau o frunză sau un element din natură, evoluția lui se bazează pe proporția de aur, pe șirului Fibonacci. Întotdeauna adunăm cifra din trecut cu cifra din prezent și aflăm cifra din viitor. Și atunci mi-am pus această întrebare, dacă și lui Fibonacci este prezent în univers, în natură,
în proporțiile organelor umane, atunci de ce n-ar fi prezent și în comportamentul uman? Deci, prin auto-observa, dacă eu observ starea mea de ieri și mă observ starea mea de astăzi, dacă eu cunosc frecvența energiei mele de ieri și observ frecvența energiei mele de astăzi, dacă cele două le adun, aflu frecvența, energia, starea mea de mâine. Minunea sau magia este, pentru că în proporția de auri, în mod automat, se adună aceste cifre. Dar omul, având conștiință, dacă se poate observa în momentul prezent și își poate observa starea de anxietate, de bucurie, de fericire, indiferent care aia, energia intenției lui întotdeauna e mai mare decât energia provocărilor lui din viața lui. Și la prezent poți să-ți ridici această frecvență, această energie, îmbunătățând rezultatele, frecvența ta de mâine. Are sens ceea ce spui. Da, are mult sens. Asta presupune, nu, o muncă cu noi ca să ne menținem energia cât mai sus, o stare de conștiință, de sine înaltă. Nu? În carte ai prezentat și cum să facem acest lucru? Sau doar ai explicat? Am explicat, dar prin meditațiile mele, care eu cred că sunt doar ale mele, dar poate fi un exemplu pentru alții, încât să-și descopere și propria lor meditație bazată pe propria lor poveste, amprentă personală, da, energia unui om poate să te aprindă. O scânteie din partea unui, dar tehnicile, metodele a evoluției tale, tu trebuie să le descoperi care sunt acelea. Adică e o descoperire personală, ce funcționează pentru tine, da. Asta vrei să spui. Da, da. Mm-hmm. Da. Ce, de fapt, care-i darul tău pentru această lume? Cu această carte? Nouă carte, că ai spus că e a treia carte, da? Când mi-am dat seama că viața e mult mai mult decât să lucrez 8 ore timp de 50 de ani și să stai într-o cutie și să te aștepți la o cutie, pentru că sufletul nostru a venit să evolueze, mi-am dat seama că sunt activități în viața oamenilor care le creează bucurie. Și exact cum am spus, le face să uite de timp. Sigur, nu o să fii plătit din prima zi după aceste activități. Dar dacă le repeți zilnic și te ocupi zilnic de darul tău și de harul tău, la un anumit timp o să fii atât de bun în ea încât o să te caute oamenii să te plătească. Nu va fi nevoit să ceri tu bani. Dar paralel poate trebuie să ai un loc de muncă din care să-și câștigi existența și atunci paralel să te ocupi de evoluția sufletului tău. O să te rog frumos să-mi repeți încă o dată întrebarea, când mi-a scăpat firul. Mi-a spus, care este mesajul meu? Mi-a adus aminte. Care este darul tău darul prin această carte către noi? Scopul meu este să ating oameni și să încurajez oameni. Să ajut oameni să-și descopere și ei harul lor și darul lor. Să conștientizeze că sufletul lor are o agendă și să-și urmeze această agendă a sufletului. Foarte frumos, îți mulțumim pentru darul tău. Tu când ți-ai descoperit acest dar? Cred că prin de la 17 ani, când am început să desenez. Să desenez. Și pictorul a spus, ar fi bine să trec și la niște culori și de acolo mi-a dat seama că desenul, culorile și apropo culori, desen, limbajul subconștientului sunt imaginile. Iar în starea alfa, așa cum aș dori să intru în detalii ce înseamnă frecvența minții, starea alfa, ce este înainte de a adormi sau dimineața să te trezești. Mai bine spune ce se întâmplă în starea alfa. În starea alfa avem acces la subconștient, pentru că mă repet, subconștientul, limbajul subconștientului sunt imaginile. Și atunci ce imagini rulăm de iubire sau de frică, de panică, de îndoială, de evoluție, este ca și o terapie. Deci ce vezi după ce te trezești, ce vezi înainte să te culci sau chiar în cursul zilei prin o meditație se poate ajunge la această stare alfa. Este mai ușor să coborăm în stările cu semnificații negative decât să ne menținem în stările de bucurie, de împlinire, de iubire.
tu ai găsit o cale în a te echilibra, în a da, te și a mă vindeca, pot să spun. Și a te vindeca, da? Da? Da. Ai anumite ritualuri sau cum faci? Da, am anumite ritualuri, meditații active sau... Da, bine ai zis, subconștient. Deci ca să cobori în abis, în subconștientul tău, sunt balauri în subconștient. Și da, e multă durere, multă suferință. Da. Trebuie să fii dotat, adică pregătit ca să cobori în subconștient și cea mai bine dotare sau pregătire este dacă ești conectat de supraconștient. Deci dacă ești conectat de acest câmp de iubire care ne înconjoară și materia, corpul nostru ne ține la oaltă, un câmp invizibil care ține la oaltă toate organele nostru, corpul nostru, acest câmp de energie, de care dacă suntem conectați, atunci putem trata stările din subconștient când am coborât în abis. Mai povestește-ne ceva despre cum faci tu ca să ajungi la această echilibrare și, de fapt, menținere pe care o faci am două pentru exerciții. Stările de conștiință elevate, ridicate. Am două exerciții, un exercițiu de recunoștință în care, în cursul zilei, indiferent unde am 3 minute, 5 minute, 1 minut, pur și simplu îmi conștientizez cât de norocos sunt pentru ceea ce am, ceea ce sunt. Și indiferent cum aș numi, bine sau rău, lucru frumos sau lucru rău, boală sau... Pentru că recunoștința este sursa evoluției și dacă eu reușesc să mă conectez de această sursă, prin de această recunoștință, pentru că pot fi recunoscător indiferent în ce stare sufletească, financiară ești în viață, poți să descoperi în viața ta lucruri pentru care poți să fii recunoscător. Relațiile tale, faptul că îți bate inima, faptul că vezi, faptul că auzi. Și dacă dezvolți puțin lista de recunoștință, poate la început o să fie 10, 15, 20, stând sub duș 5-10 minute, deja 20 de minute, lista ajunge la 200 și încep cu mulțumesc, Doamne, pentru această discuție, mulțumesc Univers pentru această discuție care o port cu tine, mulțumesc că sunt conștient de această discuție care o port cu tine. Mulțumesc, Peter. Mulțumesc și eu. Apreciez. Mulțumesc pentru sănătatea organelor mele și încep cu Universul, cu natura, cu câmpiile, cu relațiile, cu oportunitățile și enumăr. Este un subiect foarte complex și cred că am putea vorbi și mai mult, mult mai mult. Timpul este oarecum limitat. Ai spus că Universul are cam, nu știu, 95% este plin de oportunități, da? Cum am putea noi să accesăm aceste posibilități? Din ce stare? Sunt diferite stiluri de meditație. Important este să atenția. Din creier sau unde ești, okay. În minte când ești. Să reușești să o pui în inimă. Dacă te ajută să pui, dacă îți pui palma sau degetul în dreptul inimii, atunci atenția coboară aici. Iar aici sunt diferite metode. Poți să vezi un câmp, un vârtej, o petală de trandafir care este dus de vârtej în mijlocul vârtejului și în momentul când ajunge în mijlocul vârtejului petale trandafir, este absorbit, ai punctul sacru inimii tale și dacă reușești să trăiești aceste emoții, aceste sentimente, atunci ești conectat de acest câmp al iubirii și atunci tu vei atrage prin această energie oportunitățile, relațiile, ceea ce dorești, nevoile tale din univers. Deci e nevoie de informație, de o intenție bine stabilită și de exercițiu zilnic. De aici sunt niște vrăji. Adică condiționări. Ok. Ignoranța, amânarea și lenea. Mm-hmm. Un subiect destul de amplu și aici. Ne oprim aici. Îți mulțumesc, Peter, pentru prezența ta și informațiile pe care ni le-ai oferit. Te așteptăm cu mare plăcere la noi la studio, la Radio Terra Nova, iar dumneavoastră, dragi ascultători, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi și nu uitați, viața este o călătorie a descoperirii de sine. Vă așteptăm cu drag joia viitoare cu un nou invitat și o temă la fel de interesantă. Pe curând!